Salutare la toți! A noi azi 31 decembrie. Acest video o să fie postat cu întârziere. Afară este foarte cald, 9 grade, pentru 31 decembrie asta e foarte cald. Și noi azi o să petrecem în familie, anul nou, anul vechi o să-l petrecem. Și o să întâlnim anul nou în familie, adică doar noi, mamele noastre și nanu Jane. Ariana, salut! Merge curățenia! Așa, Ariana ajută, șterge geamurile. Acolo Alex șterge plintele. Da, în chiloți, că așa îmbla Alex prin casă, în chiloți și Ariana. Cristina așa șterge ușile, păreții. La noi azi e anul nou sau noi curățenii general? Nu, Alex, să gândi curățenii trebuie. Nu poți în anul nou să intri murdar. Noi, dacă am fost plecați după ziua mea, nu prea am reușit să fac așa mai multe. Și ca azi facem. Pe mama am pus-o la bucătărie să pregătească ceva, pe urmă vin și eu. Uh-huh. Eu, pe dânsa, mă pun la curat, că să faci curat acasă. Salutare la toți. Și facem azi mâncare. Salate. Puișori. Scoacem la grătar. A, în rolă? Da, în rolă. Tot gustos scrie. Hai în rolă. Eu aici editez. Editatul merge întoi. Voi ați văzut deja toate videourile cu Brașovul pe care le editez acum. Noi așa, înainte de anul nou, am fost la Brașov cu cumătrii în căutarea iernii și am găsit-o, cum ați văzut. Deci am mâncat la o benzinărie hot dog. Foarte gustoase, mi-a plăcut. Așa și mama asta. Vânătă coaptă. A, în fel de salată și. Și acolo ardei cu usturoi, da? Aici ardei cu usturoi și sfetul cu usturoi. Cum venit și mama. Salut, mama. Bună seara. Cum... Mama, tot tu zapusta de casă, da? Da, cu tortă, blinci ce am făcut. Dispoziția de anul nou? Foarte bună. Zăpadă afară, frig. Primăvară, foarte bine afară. Bine, voiam să mastez ce colindat. Nu s-a plin. Pe jos. Nu mai erau. Și nu știu, a venit, salut. Salut. Unde le duci? Ariana? Nu, stai să iasă, Ariana face duș acum. Acuș... Lasă vechi, să mănânci mâncare și pe urmă duci. Pune-l în bunica, dar trage cu ochiul. Dacă îți stau în bunica, nu poate să... Bunica nu le mănâncă, nici cum ca torta. Frumos, frumos. Mulțumesc. Și să este? A, este... Salată de crab, într-un mod mai obișnuit pentru sărbători. Și brânzoaice, da? Cu cașcaval. Da. Nu-i brânzoaice, ca un fel de Rafaelu sărac. Un fel de cașcaval? Da. Deja e ora 6 și deja s-auzeau multe artificii pe afară. Anul ăsta e mic. E liniște total. Că e interzis, așa? Da. S-a spus că este interzis în legătură cu Ucraina, că suntem în vecinătate. Și nu se permite. Așa că anul ăsta în liniște să petrecem anul. Nu în liniște, te-am spune muzică. Muzică, da, dar în vedere afară. Fără focuri de artificii. N-a să fie, știi, am trecut de la 6-7 da, început, da, tu, da. Așa că puțin, mai aproape de ora 11, mai mult și mai mult, și la 12 era... Vedem. Da, anul ăsta, eu cred că cineva oricum a să arunce, dar... A să fie în alte țări frumos. Da. La noi nu, dar în alte țări să fie frumos. Da, asta și salată? Salată improvizată de mine, așa. Frumos, frumos. Frumos. Da. De Crăciun. De anul nou. Crăciun. E anul nou, Crăciun. Da. Masa la noi e aproape gata. A rămas carnea și băutura, da? Șuba. A, șuba. Șuba, eu știu cum farfurii se face. Gurme, pentru anul nou se face altfel. Și gospodinii vor să mai chinui o leacă. Nu știu, ai vrut să te chinui o leacă. Da, eu mai chinui o leacă. E ca și găinuș aici. Arată foarte apetisant.
Ce mi-e flamând s-a așezat la masă? Eu le-am spus să așeze. Tu pune băutură să fii pe masă. Și n-a terminat. Dar unde-i șuba? Nu știu, unde-i șuba? Ai pe masă? N-a văzut. Ai că așa au ieșit. Gata, ne-am așezat la masă. Uite, uite ce așa fructe. Așa, șuba am arătat-o. Carnea e acolo, tot am arătat-o. Gata, lumânările s-a prinsă. Dansăm everybody in the casa mare. Bună ziua la toți! Suntem a doua zi, ne-am trezit și am venit la bunica Marusia să vedem ce mai facem. Alex aici stai lemne, vă ajută pe bunica, da? Da. Soare, afară, senin. Foarte super. Bună ziua! Bună ziua! Ce e muiet? Ce spui minciun tău acum? O scos capacul de la cafea și am spus de ce o scos. Și când ai ieșit din mașină, tu ești vinovat, nu crezi de voi. A, bunica, ține cu mine. Ha, la mulți ani, cu anul nou. Nu te-a dat la jăluie. Da. Cei care cunosc din vârguțele astea, cine știe, ce se face din trânsele? A, gândiți-vă, gândiți-vă, scrieți în comentarii. A, pentru cei care nu știu, o să vă spun că se face ață. Un fel de ață, frânghie, cu care se leagă harajii. Struguri, adică. Pentru că ața e scumpă, folosesc ea ca așa, încă din generație în generație s-o transmis asta. Chiar dacă eu să-i aduc frânghiei lui bunica, ață, să-i cumpăr, să-i aduc, eu n-aș o folosească, să o pui undeva pe raft, și o să folosească ca virgele astea. Eu zic că și mai ieftin iese și mai ușor să leagă. Ca asta o faci numai așa, o dată și gata. Nu trebuie să legi nod. Aici pisica doarme. Asta e mașină de spălat. Vechi, vechi, ce ne ține minte. Nu țin minte că n-avem încă undeva 13 ani. O ajutam pe bunica. Că am trăit la țară. O ajutam pe bunica să speli rufii. Apoi aici pui... pui hainele înăuntru și înăuntru este o murișcă care învârtește hainele și le spală și pe urmă ca să le scurci, ea ca între astea se pune un fel de așa care ca pentru aluat și prin trânsa trece haina și se scurge. Și ea ca o ține încă mașina asta, cu toate că deja are modernă în casă, dar asta nu știu ce o ține. Așa, la țară nu se aruncă nimic. Mașina și-a spălat vechi, ce o ține? Am venit că cândva o dată să-mi facă dintre să vă o baie de vară, afară. Îmi bag și eu, dar... Am 20 de ani, da, 30 și de acolo. Da. Dacă este mașină de spălat. Întreb? Ei, întreb. Nu, eu întreb, că țin minte că eu spălam cu dânsa. Te ajutam. Poate vrei tu o baie de vară afară. Mai pe scurt am venit acasă și trebuie să ne ducem la alți cumetri. În ospiție, dar s-a anulat și vin alți cumetri la noi în ospiție. Am luat carne, ce altceva putem să facem noi repede. Am luat aici câteva prepelițe. Am luat așa o costiță. O costiță și steak-uri. Și o să mâncăm steak-uri la grătar. Noi de mult chiar n-am mâncat
carne la grătar. Mi-a sunat acum deja și vin cu taxiul. Eu special am întârziat cu carnea, că mai bine să aștepti oaspetele, adică ei vin și până mai schimbăm o vorbă până încolo încoace, carnea e gata, o pun pe masă și mâncăm. Decât, cum am făcut de câteva ori, fac carnea, adică cu o oră înainte de a veni oaspeții, facem carnea gata, o punem într-un castron undeva, punem cu capac, o ținem la foc încet, ca să nu se usuce, parcă e aburită, parcă le aburi. Nu știu, și nu-i gustoasă. Când iese de pe grătar, atunci e gustoasă. Mai pe scurt, vă spun un secret, care eu acum l-am aflat. Numai ce am întors carnea. Cum secret? Poate și cineva știe, dar eu singur m-am gândit la asta și lucrează. Adică, am dat grătarul, înainte de a pune carnea, am dat grătarul cu slănină înghețată. Am luat o bucată de slănină înghețată și pur și simplu am uns grătarul fierbinte. Ca să nu se lipească carnea. Pentru că am încercat fără că să nu ung, spun carnea, se lipește. Dar se lipește tare. Pe urmă cu hârtie și ulei am uns grătarul. Mai bine, dar oricum nu ideal. Dar acum, uitați-vă, numai așa am întors-o și uitați-vă, deloc nu s-o... Nu mai așa am întors-o. Deloc nu s-o... Nu s-o încliet. Foarte super. De azi înainte... Dar nu știu ce mi-a dat mie în cap azi, de să încerc cu slănină. Prima dată că am făcut asta. Și bucata asta de slănină care o am, undeva așa, vreo 10 cm pe 5 am așa o bucată, o punem înapoi la ghețărie și o să o folosesc numai pentru asta. Cristina în casă, faci pregătiri. A? E, cu metri? Ce cum nu, îi așteptăm. Da, 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 bine, e oara 7 fix. Dar ce faci tu așa? Fac așa un platou de... Arat foarte este? Frumos. E, poamă n-am găsit. Ce am vrut? O farfurie am vrut. De care? Mic? Talger în care spun spatula și la vida și... Legumele gata? Am și doar sare și vesele. Și să vă arăt și ce folosesc eu pentru carne. Una de asta folosesc, așa, e cu silicon în față, să nu zgârâi grătar, nu știu, nu-mi place metalică. Uite, una așa. Am avut și metalică, dar nu mi-a plăcut. Și asta, spatula asta, e partea asta din stânga, partea asta e taie, taie foarte bine carnea, e ca așa. Dar o folosim pentru dacă se lipește carnea, să o dezlipesc. Acum deja o să o folosesc doar pentru tăiat și poate mă ajută la întoarcere. Preferițele de data asta am zis să le coacem întregi și să le coc pe 4 părți. Adică și pe partea asta pe urmă și pe spate. Și așa e gustos și despicat în două, adică tot e gustos așa lățit. Grătarul la noi colbă e tare, nu trageți atenția. Important că înăuntru e foarte curat. Înăuntru eu îl curăț foarte bine. El dacă stă aici la noi afară, scolbăiește cum noi, da? Aici asta este copertina asta, dar oricum colbul e colb. Vin cu mătri, cu copii. Ia uite, unul, doi, vine fetit și un băițel. Cine vine aici? Salut, bună seara! Bună seara! Ai intrat, intrat! Intrați aici, ați veți călțat. Ce? Life. Așa? A două luni. Aha, am înțeles. Nu vine tăi copii, Ariana, la tine. Eu. Și tu cum te numești? Ariana. Ariana, ia, te cunoști. Maxim și? Daniela. Și Daniela aici a venit. Hai, îți călțați, Max, îți călți-te. Hai că mama vine cu tata. Poftim? Așa, ajută-l, brav. Bună seara, bine ați venit! Stați să aprind lumina! Nu credeți că facem chiar economii mari? Și bravo! S-o salut! Ariana, salut! Ce stai, vine? Stai că mama vine și te descalță. Ai, el nu poate descalță. Nu, poate că e rupt la față. Da, ține să mai întâmplă. Ah, dar Max am și le deschide. Da, ca la cumătrie el sau ca la nunt. Cum? Da!
Nu știu așa, Alex. Porcă ești mai mare pe cameră. Tăți așa spun. Asta cu ea, lua Alex. Dă-i lua Alex. Dă-i lua Alex. Maxine, dar tu ce ai zis ca să-i dai lui tante Cristina? A, dar trebuie să-mi dai și el mie ceva, da? Floare. Floare o ca să o dai. Floare, măi, măi. Și asta cu idei, unul lui Alex și unul lui Oriana. Ce spunem? Mulțumim. Floriana, lui Alex. Măi, măi, și bomboană mare, hă? Cristina. Mulțumesc, îmi dai un copil. Floare. Floare pentru cu metru, da? Floare? A, așa mi-e. Da, da. Mare, dar vă și tortă ați venit. Da, tot. Dar cele acolo sub brața voastră. Dar nu știu care-i... O să vadă, o să înțeleagă ceva. Nu vă duci, brăduțul acolo aduci ceva. Hai, Max, du-te sub brața acolo, sub brața. Hai. Voi cred că vă pricepi să apoi știți, să vede. Asta să... E deodată. O să ne deschideți acasă, da? Cu plăcere, cu plăcere. Vă bucurați de ele. Ia ca așa masa. Poftă mare la toți. Demarat. E mâine de la față. Salut, ea ca este uiți pe YouTube. Daniela, este uiți pe YouTube. De privire. Salut, salut. Daniela și Acoale. Da, schimb pe urmă. Spune amândoi. E în șninio ți-o-ți cu mama, dar să o filmești pe Ben. Pe toți, pe toți filmă. Dar tu ce nu faci, auzi? Mama nu știe, nu știe. Păi cât e? Hai, poftă mare la toți. Mulțumim.